Domnule primar, cum este pentru oraș o eforie această vară a anului 2010? Da, 2010 este un an mai dificil dacă e să ne luăm după aspectele economice pe care le remarcăm, așa, criza care se face simțită din ce în ce mai mult în buzunarele românilor. Dar pentru noi la eforie am putea spune că sperăm cel puțin de acum înainte să fie un sezon bun, pentru că problemele au fost legate de vreme mai mult. Vremea ploioasă care ne-a cam gonit turiștii. Acum asta, cel puțin buletinele meteo ne spun că vom avea parte, a trecut din partea asta de la furtuni și vijelii și ploi abundente, o să avem parte de o căldură excesive. Deci pentru noi, pentru mare, este foarte bine să fie soare, pentru că atunci se încălzește și apa mării, nisipul e corespunzător. Prețurile sunt mai mici decât anul trecut și ofertele sunt în continuare generoase pentru petrecerea unui sejur la eforie și cred că ar fi momentul ca cei care dispun de bani mai puțin anul acesta să aleagă ca destinație turistică eforie, pentru că aici ofertele sunt corespunzătoare și condițiile sunt de asemenea condiții bune pentru petrecerea unui sejur plăcut. Condițiile legate de plaje, de faleze, de restaurante, hotelurile sunt pregătite. Eu zic că este destul de bine pentru un an de criză, pentru că, de ce să nu spunem, această criză ne-a afectat și pe noi destul de mult, mai ales că în ce privește încasările la bugetul local. Din cauza scăderii veniturilor la bugetul local, mai multe investiții care le aveam au fost încetinite sau, n-aș spune, stopate, pentru că încă se mai lucrează, dar se lucrează foarte puțin, pentru că, normal, toată lumea vrea să lucreze pe bani și dacă nu avem bani să le dăm, atunci aceștia refuză să lucreze. Avem probleme cu lucrările începute care sunt finanțate prin bugetul de stat, pentru că dacă la început ni s-au alocat niște sume de bani, ulterior au făcut rectificări în minus și deja sumele s-au redus la mai puțin de 50% decât aveam înainte. Asta înseamnă că termenul de finalizare a lucrărilor va fi decalat până la o dată care, din păcate, astăzi nu mai putem estima, având în vedere schimbările și bulversările care au intervenit în buget și pe piața asta economică românească la momentul respectiv, în momentul de azi. Când vorbesc de investiții, vorbeam de locuințele care urmează să le facem pentru cei care nu au posibilitatea să-și cumpere sau să-și închirieze o locuință, este vorba de cazurile sociale, precum și de cei care au fost evacuați din locuințe în baza legii 10 pe 2001, legea cu retrocedările caselor și terenurilor care au fost abuziv naționalizate în perioada 45-89. Eforia a fost o destinație și în perioada interbelică de vacanță preferată de oamenii și românii și numai românii și străinii cu bani și normal că de aici vin și problemele, complicațiile care au apărut la aplicarea legii 10, pentru că această lege a venit mult prea târziu pentru a face o reparație echitabilă celor care au avut de suferit acum 50-60 de ani. Dacă apărea în 1991-1992, probabil atunci lucrurile se rezolvau mult mai repede. În schimb, statul s-a spălat pe mâini la momentul acesta, a transmis această problemă autorității locale și primarilor, pentru și din păcate nu ai nici mijloacele necesare ca să poți să lucrezi la aceste dosare. Un jurist în primărie care încasează 540 de lei pe lună nu rezistă mai mult de 6-7 luni să lucreze la această funcție. Pentru că în momentul în care începe să învețe ceva, își găsește în altă parte. E un salariu derizoriu, aș spune, nesimțit de mic și un salariu care nu poate să-i asigure nimănui un trai decent sau măcar normal, să spunem, în condițiile de astăzi. Câți juriști aveți aici în cadrul primăriei? Astăzi mai avem unul singur, pentru că
la birou juridic, mă refer, că mai avem un jurist la direcția financiară care se ocupă de probleme de achiziții sau alte probleme acolo, dar cel care l-avem singurul trebuie să lucreze cât pentru 3-4. Este greu, pentru că majoritatea au plecat datorită salariului foarte mic. Și atunci, normal că îți pui o întrebare, cum poți să faci o muncă de calitate și la timp cu un singur om? Și atunci mă uit către stat care, mă uit cum se spală pe mâini. Ia, rezolvă tu problema asta, am făcut o lege, ia-o și rezolvă. Deci mie se părea normal ca până la urmă aceste lucruri să le rezolve cine le-a stricat. Deci să le-a stricat autoritatea centrală la momentul respectiv, trebuia să le rezolve ei. Le-au transmis la autoritățile locale și din cauza asta o să mai trenez. Pentru că asta e situația. Avem o grămadă de procese pe rol care au apărut în urma soluționării acestor notificări, pentru că unii nu au fost mulțumiți că nu li s-au dat despăgubiri sau nu au fost mulțumiți că li s-au respins solicitările. Reamintesc că nu toată lumea acum și toți cei care solicită sau revendică ceva au și dreptul. Deci nu toată lumea are drept. Unii se cred îndreptățiți, vin cu tot felul de acte, mai mult sau mai puțin corecte, dar din păcate, v-am zis, asta nu ne scutește de rezolvarea lor într-un fel sau altul, ne creează o problemă foarte mare, un volum de muncă extrem de mare și nu mai vorbim de responsabilitate, pentru că toți urmărim la televizor ce se întâmplă cu aplicarea acestor legi. Este un domeniu extrem de sensibil și tocmai de aceea mă miră că statul a lăsat aplicarea acestor legi care sunt extrem de importante și de sensibile pe mâna unor sau le-a lăsat la latitudinea unor autorități care tot statul nu le dă dreptul să se dezvolte sau să poată să-și angajeze oamenii capabili și necesari pentru a rezolva aceste probleme. De toată lumea vorbește, atrage fonduri europene. Avem zeci de proiecte făcute care sunt în diferite stadii la diferite autorități de avizare, de evaluare. Mă gândesc cu groază la un anumit moment și am ajuns la anumite proiecte la momentul respectiv că trebuie să plătim înainte. Așa, când în momentul în care implementezi proiectul, ți se aprobă, chiar dacă contribuția e 2%, cu 2% plus TVA, deci 24 plus 2 este 26, deci un sfert nu, trebuie să pui tu. Bun, pui banii ăștia, asta neeligibilă, dar nu e de ajuns, pentru că ești cer să plătești toți banii înainte, adică 100% proiectul plus TVA-ul. Așa, după care, în termen de 90 de zile sau 100 de zile sau 120 de zile, îți vor da ei banii înapoi. E, la proiecte care depășesc deja 5, 6, 7, 8, 10 miliarde, autoritatea locală nu are bani să plătească înainte. Și atunci mă întreb dacă, de ce nu se ia măsura și de, toată lumea vorbește de ceva timp de lucrul ăsta să scutească de plata TVA-ului proiectele care se fac cu bani europeni. Deci ne-ar degreva foarte mult.